Salut, bine v-am regăsit la un nou episod de canal. Suntem aici pe YouTube și v-am reacționat la episodul 2 din seriale pentru că nu am continuat seria, așa că... Da, bun. Sunt aici și să începem. Din episodul anterior. Poate este al unei sirene. Sirenele nu există. Cine l-a fi pierdut? Selena să trăiască! Selena să trăiască! Mi s-a bubuit telefonul de la YouTube. Ok, intrăm din nou aici. Bun, dăm așa, gata. E bine, stai. Ok. Din episodul anterior. E bun, bun. Poate este al unei sirene. Sirenele nu există. Cine l-a fi pierdut? Selena să trăiască. Stai. Bă. Nu, bă, notificările masina. Stați, așa, bun. Ne-am luat? Da. Deci, tu îmi zici că acum faci 16 ani, da? Lanțul îl are încă, da? Că nu l-a aruncat. Selena să trăiască la mulți ani. Stai. Te cunosc? Era chiar cel de-al treilea medalion al sirenelor. Bine, dar să știi că așa... Ce s-a schimbat așa, gen? Eram acolo la... Ăla vorbea cu Ricky și după aia gata. S-a dus. Bum! S-a teleportat acolo în apă și a... Cum a vorbit și amara asta, cum o cheamă? S-a pierdut toți prietenii și poate chiar și pe mine. Mă rog! Destinul a făcut ca cel de-al patrulea medalion să fie găsit chiar de Lena. A, ești Selena. Da, și tu. Ricky. Da, întâmplat. Kira a găsit cel de-al doilea medalion al sirenelor chiar în cartea pe care o citea cu mama ei. Nu vreau să mă calmez. Nu merit să fii prietena mea. Are ochi albaștri. Ce fac? Deci, Selena în mintea are ochi albaștri. Intră mama ei, închide laptopul. Și vorbeai singură? Ce faci ei? Lena, ești bine? Da, ce e dit bun? Deci, o zis, ce faci ai? Am găsit medalion. Asta e exact al meu. Ce? E exact la fel. A fost odată ca niciodată un tărâm mare. Știu că am mai făcut-o și data trecută. Stai să vedem aici. Deci, a fost odată, da. Green screen, opening book. Ok, oh, ok, am găsit-o. Peste mări și țări ascuns de lume, unde existau așa numitele sirene. Acestea au fost alungate de printre muritori și nici în ziua de azi nu se știe dacă mai există. În schimb, se spune că înainte... Cred că pot să-mi pun facecam. Ar fi super. Dacă aș putea să fac. Facecam. Ar fi super. Ma. Hai, facecam. Hai, te rog. Băi, facecam. Așa, da, bun. Să vedem. Dar unde e camera? Bă, unde se... Stați un pic că revin când îmi fac camera asta. Bun, am revenit. Și acum chiar am facecam.
Mă puteți vedea aici. Regina tărâmului sirenelor a aruncat în ocean cele 5 medalioane fermecate, menite să transforme pe oricine le purta și atingea apa la 16 ani în sirenă. Au trecut mii de ani de atunci și nimeni nu a mai crezut că vor fi găsite vreodată. Până într-o zi, când destinul a hotărât ca unul dintre medalioane să fie găsit de o fetiță mică și brunetă pe nume Selena. Bă, asta sigur e episodul tău. Bun. Exact la fel. Ți-am găsit medalionul. Ar fi exact al meu. Ce? Wow, exact la fel. De unde l-ai? Din piață. Glumesc. L-am găsit în cadă când eram mică și de atunci nu l-ai dat jos. Și exact la fel. Am găsit chiar în piscina asta și de atunci nu ne-am mai despărțit. Uita de mine. Eu sunt Selena și iubesc să probez haine. Ce fată nu iubește asta? O fată care știe să editeze. Da, dar credeți-mă, e foarte greu să alegi o ținută pentru petrecere. Știți, petrecerea fetei prietenilor de familie la care am fost obligată de mama să merg. Iar acum trebuie să găsesc ținuta perfectă. Da, și știi ce ziceam de tipul ăla? Bună, Mire! Bună! Mă bucur că ai putut să vin. Hei, da, am zis să fac și altceva decât ce fac în fiecare moment sănăt. Știți momentul acela când prietena ta cea mai bună își face o altă prietenă, iar tu rămâi pe din afară? Nu. Da, în cazul nostru, Lena și Milen pare că se înțeleg destul de bine, iar Runa nu e pare de treabă. Da, mă rog. Fasa, sună bine. În sfârșit, ținuta perfectă pentru petrecere. Chiar îmi place. Selena, ești gata? Hai! Da, să revenim la realitate. Hai odată! Imediat! Cobori în 5 minute! Mereu pățesc asta și mereu spun imediat și durează o grămadă. De ce nouă fetelor ne ia atât de mult să ne pregătim? Mă rog, acum sunt gata. Cred. Selena! Of, parcă părul nu stă așa bine. One eternity later. Selena! Dar să plece fără mine. Așa, unde rămăsesem? Ah, la păr. Selena, hai odată! Sunt cea mai mare întârziată. Vin acum! Dar eu zic că dacă suntem relaxați, vom fi mai fericiți, nu? Am multe emoții, chiar vreau să iasă cum trebuie. Stai liniștită și bucură-te de moment. Ce înseamnă o prietenă bună? E alături de tine în orice moment și îți dă un sfat bun, te susține. Mai rar așa. Dacă vă uitați aici, puteți vedea. Vă uitați și îl vedeți pe ăla acolo unde am pus eu. Dar ce cadru e asta, mă? Da, dar fac 16 ani, vreau să fie special. Crede-mă, o să fie super. Bă, dar nu la 18 ani e special. Da, nu contează. O, și de cine a venit? Cine a venit? Hai mai repede, întârziem la petrecere. Cum adică, hai mai repede, că mergeți la același pas? Calmează-te, nici nu știm pe oamenii ăștia. Stai mai încet. Ce te tot grăbești așa? Tu nu știi, dar eu și părinții Lenei am fost colegi de liceu. Wow, ce interesant. Ha. Ai zis ceva? Ups, nu te pune cum... Ok. Nu știu. Și nu te simți plata, dar am venit aici doar că m-au trimis părinții. Crede-mă. Vai, mulțumesc. Ce onoare. Onoare-i de partea mea. Ce să zic? Apropo, sunt și fete la petrecere. Poate a meritat să vin. Poate. Și
să nu pleci de aici, ca să te spun mamei. O să tac, nu spun nimic. De ce frații trebuie mereu să-și arunce replici? Bă, dă-i skip. Bă, așa. Ah, părinții ăștia, cum ți crești, așa ai. Își fac griji peste griji. Și nu e un lucru rău. E normal să aibă grijă de noi. Până simt ei... Tu ești Lena? Da. La mulți ani, e și ziua mea astăzi. Mersi, wow, ce tare. O să sărbătorim împreună azi. Da, sper că da. Mama mea vine imediat. Știu că e prietenă de familie cu familia ta sau ceva de genul. Ah, ok. Ha? Ricky? Ce caută el aici? O, Doamne, sper să nu mă vadă. Hei, Ricky, vin aici să-ți prezinte cineva. Nu. Vine aici. Dacă zici nu în minte, normal că o să vină na. Ce drăguț e. Sper să nu-și dea seama că îmi place de el. Wow, de două ori în aceea zi, nu pot să cred. Ce zâmbet frumos are. Nici eu. Ups, am zis-o cu voce tare. Ce drăguț e. Voi de unde vă cunoașteți? Da, ne-am întâlnit la plajă azi dimineață. A ținut minte. Cum să nu țină minte? Voi vă cunoașteți? E frate meu. E soră mea. Wow, nu se mărați. Mă rog. Bine, hai că eu sunt aici, da? Mă duc să caut pe mama. Ok. Pa! Am lăsat baltă mai devreme. Nici o problemă, oricum eram concentrată pe not. Până la urmă ai ajuns să te treci? E, nu-i petrecerea mea. Da, până la urmă e ziua ta. Da, mă distrez și eu cum pot. Dacă ai nevoie de mine, eu sunt lângă piscină. Te aștept acolo, dacă vrei să vorbim. Da, ok. Așa e cel mai bine. Când te cerți cu cineva, să rezolvi problema. Și să te împaci. Deci m-ai iertat? Da, suntem prietene. Selena singură? Hei, ce faci aici singură? Nu mă așteptam să vii. Păi, n-am găsit cu cine să stau și am zis să mă uit la lume. Ce face? Da, nu prea sunt oameni cunoscuți aici. Tu, știți momentul acela când vorbiți cu cineva și uitați? Mai mult am dat skip decât să ne uităm. E care îmi trece prin cap. Da, e un albastru frumos. Albastru frumos, dar cum vrei să fie albastru? Ăla e lănțicul lui sormea? Nu, Doamne ferește, e al meu, l-am găsit pe plajă. Seamănă foarte mult cu al ei. N-am observat. Mă rog, vrei să mergeți? Deci, muzica așa dramatică, buci bum, buci bum, buci bum, după aia. Muzica de grădință. Dansăm? Hai să mergem să dansăm. Hei, Selena! Hei, Milen, salut! Eu sunt Selena. Încântată. Auzi, fratele tău mi-a spus că avem același medalion și nu l-am. Stai, ce? Am și eu. Exact la fel. Nu cred. Wow. Dar seamănă-le aici. Am crezut că este unic al meu. Și eu. E ciudat. E foarte ciudat. Mai arătați-l odată. Arată exact la fel. What? Voi de unde l-aveți? Eu din cadă. L-am găsit așa. Cadă? Da. Ok, și tu? L-am găsit în piscină, chiar în piscina asta. Eu l-am găsit pe plajă când căutam niște scoici. E foarte ciudat, da. Arată exact la fel. Fetelor, eu trebuie să mă duc că mă așteptă un băiat să dansăm. Okay. Sper că nu e frate meu. Și tu acum. Bine, vorbim mai târziu. La mulți ani încă o dată. Și ție. Mersi. Stai, ce? Asta e prea de tot. E și ziua ta. E ziua mea, da. E și ziua mea. Nu cred. Și e și ziua ta. Da. Ce? E foarte ciudat. De ce? Adică... Cum de-am ajuns să fim amândouă, toate trei, de fapt, în aceea zi? Da, mă rog. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Mai sunt 5 minute până la 6, când împlinesc, de fapt, eu, 16. Și la ora 6. La ora 6? Da. Nu înțeleg ce se întâmplă. Uitați aici pe copilul ăsta de aici. Foarte ciudat. Ok. Hai să sărbătorim, sărim toate la ora 6 în piscină, da, vreți? Da, super! Ok, hai! Bine, ne vedem mai încolo! Am sărit în apă și în acel moment...
Doar în câteva secunde ni s-a schimbat viața. Aceea a fost ziua în care... Aceea a fost ziua în care am cumpărat niște cozăpuși. Am devenit sirenele. A apărut nouă colecție de caiete, măști și tricou. No, cam atât a fost și cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Și... Opa. Pa, pa! Eu am fost Piri Fox.